Salut, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Astrora. Eu sunt Rotar Adrian și azi voi face o emisiune total atipică, total diferită de astrologie sau numerologie. Voi intra puțin pe tărâmul oniric, voi vorbi despre oniromanție, în special despre tărâmul viselor, despre... Mi-am pregătit ceva notițe pe acest subiect, clar din vechile timpuri, din mitologie. Vom descoperi că visul era foarte important, iar cei care se ocupau pe acest subiect erau priviți exact ca magii, din punct de vedere psihologic, starea de vis este când intrăm în somn și corpul rămâne în repaus. Numai că din punct de vedere ezoteric este vorba de o desprindere a corpului astral, oarecum de corpul fizic și intrarea pe anumite tărâmuri în care putem fie vizita anumite locuri sau chiar întâmpina la nivel imaginativ, desigur, pentru că câmpul ăsta informațional al viselor este format dintr-o materie a imaginii și cu siguranță mulți sunt interesați pe acest subiect. Tema acestei emisiuni a venit ca mai mult ca o discuție cu un prieten, ceea ce îi mulțumesc pentru că este o idee destul de bună. Voi vorbi în primul rând despre antichitate. Voi vorbi puțin despre visul lui Gilgamesh, de pildă, care datează din al treilea mileniu înainte de Hristos, în civilizația mesopotamiană. Mărturia se referă la faptele eroice ale marelui Gilgamesh, eroul visa la un munte care s-a prăbușit pe el. Ulterior a fost vizitat de un bărbat foarte chipeș, care l-a salvat, eliberându-l de sub bolovani. Enkidu, tovarăș al aventurilor lui Gilgamesh, a interpretat visul detectând în munte imaginea răului iminent, care a fost în cele din urmă învins și depășit. Ideea este în felul următor. Probabil vă întrebați și studiați, desigur, internetul este o ustensilă destul de bună și interpretați probabil după anumite site-uri, anumite aspecte, anumite lucruri și imagini sau obiecte pe care le visați. Numai că visul întreg trebuie privit per ansamblu. William Shakespeare spunea că omul este format din aceeași substanță ca visele. De pildă, în Vechiul Testament, în cadrul textelor sacre ale Vechiului Testament, visul pe care pare adesea să-l informeze pe profete despre voința zeului, de pildă arta divinatorie a lui Iosif, care era un oniromant adevărat, a ajuns la faraon, care i-a dat sarcina de a-i tălmăci visele. Faraonul a visat că se află pe malul Nilului, de unde proveneau 7 vaci slabe. El a devorat 7 vaci grase, în timp ce pășteau pe malurile Nilului. Într-un alt vis, faraonul a văzut cum dintr-o tulpină au crescut 7 spice pline, apoi 7 spice goale. Spicele cele goale le-au înghițit pe cele pline și tot goale au rămas. În primul rând, numerologic vorbind, vorbim de numărul 7, care este un număr foarte spiritual. Deci acesta a fost un vis cu transmitere spirituală către faraon. De aceea l-a și contactat pe Iosif pentru a-l ajuta în demersurile viitoare. Un alt vis destul de cunoscut în scrierile vechi este cel al lui Nabucodonosor, cel care, regele care până la urmă a nebunit, dar rege al Babilonului, care a trăit în secolul al VI-lea înainte de Hristos, visase la un copac bogat și mare. Un zeu a poruncit tăierea copacului și răspândirea fructelor și a ramurilor tăiate, în timp ce
stocul ar fi trebuit legat de, cu fier și alamă, mai mult inima regelui ar fi fost înlocuită cu cea unei fiare. Acest vis a fost ca un păzitor al sfârșitului regatului și clar o nebunie al nebunia regelui babilonian. În Egiptul antic, oamenii credeau că Dumnezeu este păzitor al somnului. În Egiptul antic existau temple în cadrul cărora se practicau ritualuri similare cu cele de incubație. În mod special, Bes, zeul păzitor al somnului, avea în grijă îndepărtarea spiritelor rele din vise și se puneau întrebări în timpul visului. În cultura greacă, de asemenea, era templul lui Epidaur, unde majoritatea care intrau acolo era mai mult la nivel, erau ca o peșteră. Intrau oameni suferinți, oameni bolnavi și erau ajutați printr-un vis terapeutic. Primeau vizita lui Asclepius, zeul medicinei, și soția sa, Igea. Ideea este că ei treceau prin tot felul de coșmaruri, tot felul de stări destul de rele în acele vise, dar în momentul părăsirii acelei pește plecau total vindecați. Arabii, de pildă, au împărțit visele în mentale sau profetice și ambientale cauzate de stimuli externi sau de cauze interne. Astfel, începutul unei viziuni psihanalitice a științelor viselor apare clar și de la arabi. Într-adevăr, de pildă, Allah le trimite vise bune profeților și celor drepți și vise confuze celor necredincioși. Este o întreagă temă pe acest subiect. De pildă, ca o paralelă, în Imperiul Roman, Artemidoro, care a trăit în secolul al II-lea după Hristos și datorită lui a avut o evoluție reală în ceea ce privește analiza și interpretarea viselor, el a împărțit visele în diferite categorii, cele simbolice, paranormale, fanteziste și, desigur, coșmaruri. Să știți, coșmarurile de multe ori sunt provocate din anxietate și visuri diurne în timpul zilei. Probabil vă întrebați de ce fac această emisiune. Cu toții colaborăm și contribuim la un anumit vis. De pildă, astrologii, poate chiar și numerologii, astronomii cu siguranță participă la un vis cosmic. Și cu timpul vom observa că și ei primesc anumite mesaje din probabil alte dimensiuni. Putem vorbi și despre psihologia profundului, visul în somn. Sfera noastră psihică este exprimată în somn prin vise, deci visul apare ca o stare intermediară între somn și veghe. De fapt, în timpul somnului, psihicul nostru nu adoarme, fiind angajat să reacționeze la stimul. Această reacție constituie visul. Materia din care se realizează visele este alcătuită din imagini de tot felul, unele clare și structurate, sensibile și logice, alte ori ușoare și confuze. Din acest motiv, visele noastre pot fi de factură diversă și pot da naștere unor experiențe diferite de noi. De pildă, visul potrivit lui Freud a avut meritul de a atribui un sens psihologic visului, care poate fi găsit datorită operei analitice și de interpretare. Freud considera că visul este rezultatul unui proces psihic și provine din inconștientul persoanei. Inconștientul dezvăluie dorințele de natură sexuală, care în visele lor își găsesc împlinirea.
sunt dorințe combinate cu cenzură, astfel mecanismul folosit de cenzură pentru a restrânge expresia dorințelor inconștiente este constituit prin simbolizare. Este o întreagă comparație între, de pildă, între Freud și Jung. Sunt diferite analize pe acest lucru. Eu, de pildă, îl prefer pe Jung, care a adoptat atât metoda cauzală a lui Freud, cât și perspectiva care a folosit o privire spre viitor. Mai mult spre deosebire de Freud, pentru Jung, visul a reprezentat nu numai conștientul, inconștientul personal, ci și al inconștientului colectiv. Pornind de la aceste premize, s-a dezvoltat metoda jungiană privind interpretarea viselor sau așa numită amplificare, spre deosebire de tehnica freudiană a asociațiilor libere. Amplificarea constă în a solicita persoanei să-și păstreze visul, să facă impresiile inerente ale acesteia, să-l îmbogățească cu alte imagini și simboluri și să analizeze cel mai ascunse nuanțe. Dacă voi visați, deși în ultima vreme constat că foarte mulți oameni au un blocaj la nivelul visului, nu și aduc aminte ceea ce visează, dar există exerciții, de pildă când vă treziți să aveți un carnețel, să vă notați aceste vise, s-ar putea să fie destul de importante pentru voi. Voi continua poate într-o zi să fac emisiuni pe acest nivel. Este vorba și de inconștientul colectiv, cum suntem noi impactați, acest câmp energetic pe care îl avem, unii numesc aură, alții un câmp informațional. De multe ori ne luăm date, informații, fie din mass media, fie din, de pildă, cinematografie și putem cădea sub un anumit ritual, de pildă, hollywoodian sau... Oamenii care citesc foarte mult își dezvoltă o anumită imaginație și cu siguranță pătrund în aceste canale dimensionale în timpul somnului și captează un alt interes și un alt spectru al visului. Sunt diferite tipuri, clar, de vise. Gândirea lui Jung ne luminează în ceea ce privește existența genului de vise care ne oferă posibilitatea recitirii sensului existenței noastre. Să știți că și visele au o contribuție extraordinară asupra evoluției noastre personale. De pildă, mai sunt și alte teorii. De pildă, parapsihologia detectează aspecte telepatice, clarvăzătoare și predictive ale viselor. Teoria întregului gestalt, de pildă, vede în vis expresia diferitelor părți ale omului care îl conduc la cunoașterea și la integrarea părților care îl compun. Cu Gail Delany evidențiem puterea creativă a viselor și capacitatea lor de a facilita viața de zi cu zi. Mai nou veți găsi și teorii despre chei de interpretare, veți găsi și teorii ale matriței personale, poți găsi și despre oameni care vorbesc despre visul real, visul lucid. Mulți s-ar putea să nu facă diferența între lumea reală și lumea visului, de aceea este un pas mărunt între o existență clară și un simulacru. Oniromanția încă poate să răspundă la diferite secrete, mistere ale universului. De aceea pe mine mă interesează profund acest aspect. Chiar și limbajul simbolic, cel simplu, îl accept. Cineva a spus, visele sunt ca scoicile pe care marea le-a depus pe sărb. Trebuie să le colectăm și să le ascultăm vocea. Visul pentru un psiholog, unii psihologi văd în vis manifestarea inconștientului în un mod prin care se pot exprima dorințe, tendințe interne conflictuale,
prelucrare evenimentelor din trecut, visul astfel devine de asemenea o formă de protecție și de apărare împotriva durerii. Din această perspectivă, analiza viselor face posibilă cunoașterea în mod aprofundat a părții ascunse a persoanei. Nu voi vorbi azi despre elemente, despre acțiuni, despre mediul care ne înconjoară în anumite vise, despre alimente, despre casă. Cu siguranță aceste lucruri le puteți găsi pe internet. Numai că mare atenție, pentru că sunt multe, multe vise ce vă poate oferi o evoluție destul de bună și vă pot îndruma spre o anumită cale. Sper că aceste cuvinte v-au ajutat cu ceva. Vă mulțumesc pentru share-uri, pentru coment, pentru like-uri. Să ne vedem cu bine pe curând.